Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi este luni, după cum vedeți, am făcut 45 de minute de cardio. L-am făcut afară deoarece nu prea mai pot să mai fac la bicicletă. Am o durere de genunchi foarte pronunțată și e de evitat bicicleta, mai ales în această perioadă, deoarece picioarele se pot inflama și ele totodată. Deci, mers 45 de minute în aer liber, timp în care port și acest corset pentru a mă ajuta cu vacuumul și să intrăm în casă să facem repede micul dejun și să vă arăt ce schimbări s-au mai produs în alimentație în această perioadă. Am ajuns și la micul dejun. 200 de ml de albuș, un ou întreg, spanac din acela congelat, l-am decongelat înainte, o roșie și cafeaua mea. Iar aici am sarea, deoarece de astăzi am început să cântărim și sarea. Aici am 5 grame. Aceste 5 grame o să trebuiască să le folosesc pe toată ziua. Deci pun câte puțin pe mâncare și până diseară trebuie să o consum. Ce am mai uitat să mai precizez este că am adăugat 10 grame de semințe de psirium pentru volum, să dea mai mult volum omletei, cât și pentru digestie. Mă pun să pregătesc mesele, Iubi doarme. O să vă arăt și cum arată mesele mele în această perioadă. Dacă până acum m-am plâns de lău, plâns în ghilimele, deoarece nu prea m-am plâns pregătirea asta. Să vedeți ce înseamnă și zero carbs. Deci zilele acestea am ținut 3 zile consecutive de zero carbs, adică zile fără carbohidrați. Carbohidrații din legume nu le calculăm, doar cele din cereale. De ce facem această treabă? Deoarece cam așa arată procesul de depletizare, adică să scoatem glicogenul din mușchi, ca mai apoi să urmeze procesul de încărcare, să umplem mușchii cu glicogen. Deci, astăzi, luni, marți și miercuri o să țin la fel zero carbs, ca mai apoi joi și vineri, joi o să plecăm spre Cluj, o să am un medium și vineri începem încărcarea. Sâmbătă o să fie și concursul și până atunci cam o zi de încărcare plus ce mai mănânc în ziua concursului o să fie cam suficient pentru o încărcare care e bine reușită. Cam acestea sunt suplimentele după prima masă. O pastiluță de zinc, vitamina D3, enzime, crom picolinat, B12, omega-3, vitamina C, multivitamine și mai nou am integrat și o pastiluță de potasiu și aceste cod de cireșe. Este un diuretic natural. Nu uitați de codul meu LULUVTB și pentru 10% reducere. Dar mai nou, în această lună aveți 20% reducere folosind codul meu. Aceasta este masa pre-workout. 150 grame de piept de pui, jumătate de avocado, ceva broccoli și sparanghel. Deci asta este și low carb-ul meu, 80 de grame de orez crud, cântărit crud, 250 de pui, 5 ml de ulei de nucă, am turnat peste orez și un castravecior low sugar. Pentru mine este low carb, dar mai avem eu mai am azi și mâine un pic mai puțin, miercuri un pic mai mult și de joi deja urc la un kilogram aproape de carbo. Asta este. Da, deci cam așa arată o masă cu zero carbs. După cum v-ați spus, nu calculăm din legume, deoarece ce este nesemnificativ. Da, adică nu chiar zero carbs, dar da. Carbo din legume vin cu apă, indice glicemic foarte mic, nu are treabă. Deci să avem poftă. Am ajuns și la sală. Imediat mă pun să mă încălzesc. Astăzi am antrenament de fesier. În mod normal aș fi avut umeri, dar după cum v-am spus,
în aceste zile ce au mai rămas, schimbăm atât alimentația cât și antrenamentul. Antrenamentul o să fie undeva la 70% intensitate, deci o lăsăm puțin mai moale. Și seriile o să fie undeva 3-4 serii pe exercițiu. Deci mai mult așa de pump cu negativ lent și așa mai departe. Ia uitați cât de largi îmi pot sta colanții. Deci e incredibil. Nu uitați de hăinuțele de pe leggings, codul lor e 10 pentru 10% reducere. Acești colanți sunt de acolo și mulțumesc că am folosit codul. Greu cu energia, nu? Asta este, bravo! La forma, spune cuvântul, nu? Leacă de pump la brață? Bravo!
Fă și pozitivul și negativul el. Aha. Am revenit și cu masa post-workout, arată la fel, doar că fără avocado. După antrenament am mai avut și shake cu proteină, cu o cupă de proteină hidrolizată, fără dextrină. Și eu o să mai revin și cu celelalte mese. La cină am păstrăv la cuptor și salată cu oțet de mere nefiltrat, 5 ml de ulei de măsline, sare, piper. Am ajuns într-un sfârșit și la ultima masă, 200 ml de albuș și sparanghel. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați stat până la final. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați și un follow pe Instagram Loredana Talpă, Loredana X. Și o să dau startul și antrenamentelor 1-1 în sală, la metamorfoz, gym, antibiotice, cât și cea din Dacia, din Iași. Și pentru persoanele ce nu sunt din Iași, mă puteți contacta pe Instagram pentru antrenamente online. Și să ne revedem cu bine la următorul vlog. V-am pupat!